make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Am văzut că avem meciuri foarte importante acolo. Înainte să le începem, aș vrea să vă amintesc să nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți să ne motivați să continuăm cât mai mult cu ea. Vreau să vă mai spun că am făcut și schimbări de formație. În primul rând am făcut formație 4-4-1-1 atac. Vedem noua noastră achiziție, cea mai nouă, Cosmin Matei de la Dinamo, 75 overall, 23 de ani. Am văzut statusuri foarte bune. Ce să mai trebuie, să batem portughezii ăștia pentru că nu au nicio șansă fața noastră. Să vedem și grupa în care suntem, cu Manchester United, Porto, Spartak, Moscova și Steaua București. Aceia suntem noi, suntem la debutul nostru în Champions League pe terenul nostru și să-i rupem pe portughezii ăștia. Și da, începe meciul ăsta, trebuie să batem pe portughezii ăștia în cur pentru că nu au cum să învingă aici la București. Am bătut noi echipe mult mai bune, clasate, iată pasa lui Bruma blocat acolo de jucătorii lui Porto, cât de ușor au blocat. Mă așteptam să fie în piciorul lui Maxim sau cine fusese acolo lansat. Patrick și Filip, greșește Filip pasa, a fost foarte atent, a crescut și el chiar până la 70 overall. Și Cristian Teo, jucător luat destul de nou aici de la Porto, a făcut și ei transferuri cât de cât bune, au oricum jucători buni. Iată centrala lui Sandro, Martinez, pe lângă poartă Jackson Martinez, un șut care ocolește poarta lui Silviu Lung Junior. Aolo, săracu, e contratimp, a sărit cu 2 secunde după ce a fost lovitura aia de cap. Josue pentru Martinez, pe centru, Martinez scapă, oh my fucking god, cât de ușor l-a lăsat pe Martinez. Și iau-te săracul ăla cum se prăbușește pe loc. Spațiu total liber aici pentru Jackson Martinez și Silviu Lung a fost învins pentru că nu a mai avut ce să facă. Martinez marchează în minutul 13, foarte periculos, încă din startul meciului a reușit să ne învingă toți jucătorii. Și Matei greșește, dă o pasă în pis, da mă si, ia uitați aici, jocul este oprit, un offside chiar. O defur de sap acolo pe Martinez, marchează o dublă. Ce se întâmplă? Eșec total al Stelei. După 21 de minute o dublă a lui Martinez și ia-o-te și tu să-l fut în cur pe prostul ăla care l-a lăsat atât de ușor pe Jackson Martinez, cât de ușor l-a lăsat. Și Steaua nu poate să facă o fază ofensivă. Bruma parcă degeaba are viteza aia demențială. Uitați-le aici că și intră în mână, pasă din nou greșită, resping cei de la portă, nici măcar nu se mai complică cu noi. Pahu era, mă, prostul ăla, Gardo și pe bancă aici. Păcat că joacă Pahu titular, păcat că s-a accentat și Gardo. Își pasă pentru Maxim, blocată de Reyes. Oh, și din nou offside aici la Martinez. Trebuie să fie, nu, Martinez scapă, nu a fost offside, bara lui Martinez. 3-0, offside, 2-0. Rămâne cu scorul ăsta, câte ocazii pentru Porto, câte ocazii. Trebuie să ne revenim, trebuie să spargem odată gheața. Rămâne cu scorul ăsta, suntem conduși cu 2-0. Oare vom mai veni bine? Trebuie să revenim, nici măcar prima repriză nu s-a terminat. Eu zic că avem timp să dăm 3 goluri în tot meciul acesta. La Tovlevici, îl vede foarte bine pe Bruma. Urcă Bruma, excelent, fake shot al lui Bruma, încă o dată. Se îndreaptă cu centrarea, cred, pentru că a fost în posesie de asta. Iată, corner aici pentru Steaua. Să vedem cornerul acesta care va bate Alexandru Maxim. Centrală Maxim către Patrick, respinge Manga la ocazie bună aici pentru Steaua. Dacă putem să numim ca ocazie, nu știu, putea, eu zic că putea acolo Patrick să lovească cu capul. Râpă pentru Matei care se retrage, i-a fost frică de minge acolo lui Matei, nu a vrut deloc să-i trenea, a așteptat balonul. 3 minute de prelungire pentru prima repriză, este 2-0 pentru Porto. Eu cred într-o venire a Stelei, eu măcar un egal dacă obținem, poate cine știe ne-a scos. Vrem să câștigăm Liga Campionilor în acest sezon, dar va trebui să ne și întărim. Filip acum, Bruma trece foarte frumos, Bruma a fost ținut acolo, continuă, din nou ținut. Hai de pula mea ce țin ăștia pe Bruma și arbitru nu dă nimic, ca de obicei. Iată, prima repriză se încheie și tot 2-0 este. De fur pasează încă o dată, cât de bine a scos acolo Patrick, excelent, mai atent ca în prima repriză fundașul nostru Matei acum. Matei greșește pasa,
Au recuperat din nou pasa cei de la Porto, de fapt balonul jos, greșeală aici și recuperăm foarte bine de Ferus pentru Matei. Matei între doi adversari, nu a dat drum balonului, ce pasă greșită aici, a fost o pasă greșită a lui Filip și încearcă să profite cei de la Porto. Martinez acum de fur, scapă, apără Silviu, lung, excelent, oh my fucking god, foarfeca lui Cristian Teo, cum a scos foarfeca asta, cred că a fost jucător al Barcelonei Teo. Priviți, Martinez a jucat pase la faza asta, un șut apărat de Silviu Lung în prim plan, iar acum Teo cu poarta gol, a fost un șut slab, o întoarcere slab oricum, poarta a fost goală, ăsta a fost avantajul celor de la Porto, s-a sculat târziu Silviu Lung, 3-0, oare vom mai reveni, vom vedea pentru că minuni se pot, minuni există în fotbal. Maxim acum pentru Matei, centrarea lui Matei la a doua bară, Bruma acolo a atins balonul, dar nu a putut trimite către poartă și Danilo recuperează, contraatacul lui Porto trebuie să fie oprit aici, hai că n-are ce să facă la Tovlevici, du-te tu în el, bravo Patrick, excelent acolo, ce greșește acolo pe bandă rulantă, n-a fost cea mai bună pasă lui Patrick pentru că avea o șansă mai bună de a pasa un jucător chiar lângă el. Cred că Panhui era acela. Filip acum pentru Matei. Matei, sprintul lui Matei în care își trage în blocajul lui Alexandru. Și nu știu ce putem face la acest corner. Gardoș nu e oare? Nu cred că e nici la rezerve Gardoș. Poate îl băgam la cornerul ăsta. Maxim, centrează. Ia să vedem pe Prepeliță. Ce să faci cu Prepeliță și Matei? Iată, penalti pentru Steaua, e penalti, bravo arbitre, mulțumesc, bravo arbitre, penalti care îl bate Alexandru Maxim, gol! Revenim cât de cât, mai avem două goluri de recuperat, oare putem face egalul, putem obține un punct, haide Maxim, mai dă un gol, mai dă o pasă de gol ceva. Bun, 1-3, oare nu știu ce vom reuși să facem. Poate vom face o minune, eu asta vreau normal, îmi doresc, sper să reușim asta și la București nu mă așteptam să fie chiar atât de greu împotriva celor de la Porto. Martinez ăsta face meciul, e foarte bun jucătorul, n-am ce să zic. Brahimi acum pasează la Herrera, apără, excelent acolo, de fapt a blocat Patrick și lung, oh, cred că balonul era afară, dar oricum de spectacol, a scos foarte bine Silviu Lung, dar nu era afară într-adevăr. Ia să vedem cornerul ăsta, trebuie să ne apărăm aici foarte bine, lovitură în cap al lui Martinez, oh, ce parada lui Silviu Lung, oh, poarta e goală, Patrick scoate foarte bine acolo la Tovlevici, câte ocazii pentru Porto, Silviu Lung a fost ispășitorul nostru aici, eroul nostru și Quintero șutează în blocajul lui Panhui, nu s-a ferit acolo de șutul acela puternic al lui Quintero, Matei, lansare, foarte zisă a fostului dinamovist. Să sperăm că se va adapta aici la Steaua Matei, minge pentru Quintero, nu trebuie să lăsăm să scape pe Quintero, Martinez acolo, apără încă o dată Silviu Lung și greșeală a lui Yasmin Latovlevici, a dat o pasă ca... Aia n-a fost respingere, aia a fost... parcă mingea a fi fost barcă, cine știe ce a fost asta. Priviți șutul lui Martinez apărat la limită acolo de Silviu Lung. Iar nu știu de cine mi-amintește la Tovlevici, chiar nu-mi dau seama ce a făcut aici, Bruma nu iau și deloc schemele acestuia. Și iată 4-1, suntem conduși cu 3 goluri avans de cei de la Porto, un debut groaznic de coșmar pentru noi în Champions League. Partida se încheie, se încheie partida. Și o luăm pe coajă cu 4-1, notă mare a lui Maxim, 8, notă destul de mare având în vedere ce eșec am reușit să scoatem aici. Dar este bine totuși că și-a revenit Florin Gardoș, avem și un derby cu Rapid în deplasare la aceștia. Rapid au început destul de bine noul sezon, oricum nu știu dacă ați văzut. Gardoș poate să joace și îl vom băga titular împotriva Rapidului. Patrick, Mățel, Filip, vom lăsa echipa aceasta împotriva marei noastre rivale din București. După Rapid urmează Universitatea Cluj și apoi Manchester United. Un test al nostru este un meci în deplasare la United pe Old Trafford, dar să rămânem la Giulești. Hai că nici ăștia n-au ce să ne fac, dacă și ciop de oală spartă ăștia mai pot să ne oprească pe noi, la mai ales celotau. Priviți-l pe Bruma, e superior tuturor. Draghia blochează acolo știul lui Bruma cu puțin lag aici. Cred că de-aia nu s-a dus mingea în poartă. Deja am început meciul în forță, Rapidul nu o văd în stare să ne opună rezistență. Maxim, o pasă superbă, excelent a fost aici meciul. Matei centrează, o gol!
la lui Maxim, 1-0 pentru Steaua. Maxim marchează la al doilea meci consecutiv. A marcat și în umilința noastră care a suferit-o pe terenul nostru împotriva celor de la Porto. Marchează și aici în deplasare la Rapid, centrare perfectă, 1-2 dacă puteți spune între Maxim și Matei. Da, a fost lag la faza asta, dar nu mai contează pentru că am reușit să marcăm. Poate că din cauza lagului nu a putut să apere Draghia, a fost derutat. Voicu și recuperează Patrick, bravo Patrick, greșeală mare aici, Gardo și interceptează și Maxim, Alexandru Maxim, foarte bine de pasă pentru Islam Feruz, Feruz în careu, Feruz trage gol! Islam Feruz marchează și ne dă o doză de calm, un șut foarte bun trimis de acesta, este 2-0, Feruz marchează cu piciorul său stâng în vincul porții, foarte frumos golul cei drept, mi-amintește poate de golul lui Ciabalala sau cum se zice ăla de la Africa de Sud, nu că ar fi chiar așa, dar a dat Ciabalala, a dat puțin mai vinclu și mai tare, dar e o fază asemănătoare oricum. Recuperăm aici foarte bine prin Alexandru Maxim, din prima la Islam Feruz, Fecșa și gol! Bravo, mă, pătu f***ura ta, ce gol frumos a dat Islam Feruz. S-a jucat cu ei, i-a făcut pe degete, priviți acolo, parcă joacă la pitici Islam Feruz. Un asist aici pentru Alexandru Maxim, care și el a dat un andament bun. Feruz cu latul acolo l-a învins fără probleme pe portarul Draghia, care a fost bombardat cu șuturi în prima repriză, care este pe final, după 40 de minute avem 3-0 și ce să mai, a fost oricum, nu a fost șuturi puternice, să spunem, pe poarta lui Draghia. Bruma a mai tras cu latul, iată șansa asta, lungă, apără, excelent, incredibil, Silviu lung, super lung, sau Matei lansează foarte bine pe Paul Pârvulescu, la 1 cu Doman, Pârvulescu foarte frumos trece, centrală, Pârvulescu respinsă de tank și prepeliță din vole cu latul, oh, ce șut, mă așteptam să intre în poartă șutul acesta al capitanului nostru, prepeliță, foarte frumos acolo, a șutat cu latul, corner aici pentru noi, un corner care vine și cu schimbarea Rapidului, să vedem centrarea lui Costa, el este cel care execută la a doua bară pentru prepeliță, Stoica acolo a trimis în careul propriu și Mădălin Martin încearcă să construiască un contraatac, oprit de la Tolevici, faultat, da, a ținut acolo la Tolevici că nu poate să bage piciorul la Ciung. Oh, ce pericol în careul nostru, central lui Martin, oh, Stoica marchează golul de onoare pentru Rapid, nu-i bai pentru că a marcat și un gol amărât. După recuperare, Patrick futus, de pizda mătii, ce greșeală a făcut acolo Patrick, l-a lăsat prea ușor pe Martin să recupereze, aștepta balonul, un gol pe final de meci, noi în a doua repriză am lăsat motoarele încet, chiar dacă eu aveam pretenții de la ei să fie în forță și la finalul meciului, am făcut schimbările astea, lăsam motorul mai încet, asta s-a văzut, Rapidul a marcat, dar noi tot vom câștiga meciul acesta, Costea centrează, Draghia respinge și n-are ce să facă acolo Stoica, dar a reușit în fața lui Matei, hai Matei, rupe picioarele, joacă-mă ca ciobanii, mă, cum joc eu pe Maidane. Martin cu călcâiul, hai că n-are să facă Coman aici, Coman, asta e greșeala lui Martin, Martin se duce, Gardoș îl oprește aici, Gardoș, bravo Gardoș, trebuie să ai și încredere pe jucătorii tăi și râpă cu o lansare perfectă în măsa, da, dar oricum meciul e terminat, e 90 de minute încheiate, Maxim din nou omul meciului, al doua oară consecutiv care marchează și a doua oară consecutiv când iese omul meciului, un gol și o pasă de gol, 8,4 a fost nota lui Alexandru Maxim, avem un meci pe terenul nostru de această dată împotriva celor de la Universitatea Cluj și vine Varela, vine Fernando Varela, asta este și a revenit Varela. În sfârșit, pentru că aveam mare nevoie de un astfel de jucător, un jucător care să ne ajute pe centru, un jucător ca Varela ne va fi de mare folos. Este masiv, asta este important, oricum are și el vreo 28 de ani aproape, nu ne-a putut folosi foarte mult de el din păcate, dar nu contează atât de mult. Costea și... hai să lăsăm pe Ferus titular în meciul ăsta. Să vedem ce vor face jucătorii noștri, este pe terenul nostru și 1-0 ar fi bun, 3 puncte dacă le vom lua împotriva Universității va fi foarte bune, 2-1 Toșca care l-am pus mijlocaș deși este fundaș, a reușit să și marcheze în victoria noastră cu 2-1, Toșca și Costea sunt cei care au marcat. Da, să vedem meciul acesta împotriva celor de la Manchester United, un test fulger pentru noi, echipă foarte mare cu care ne întâlnim, avem o astfel de onoare dacă putem să o numim așa și trebuie să facem aici echipa
Preperiță Pârvulescu, un pas să joace mijlocaș și acolo era Filip cu Prepe. Deci Filip în locul lui Matei, Matei trebuie să joace pe bandă. Și Maxim în spatele lui Feruz. Bine, Prepe și Matei pe bandă? Da, e, dacă e pe bandă e bine, da. Filip și Prepe în centru, Matei și, și Bruma pe bandă. Nu avem niciun punct, dar acest meci este pe terenul nostru împotriva Diavolilor Roșii. Hai, hai, dar să dea de diavol ce sunt. Ce pie balonul cu transferuri destul de bune făcute. Juan Mata este unul dintre ei. Oricum are o echipă mai bună în realitate această Manchester United, făcută de Van Hal acum că a venit el la echipă. Di Maria, Falcao sunt unul dintre jucătorii care i-au luat. Și Daley Blind este foarte bun. Kagawa centrează, Fellaini acolo, Rooney apără Silvio Lung. Ce să-i faci, mă, lui Silvio Lung, ce să-i faci? Cât de bine a blocat acolo, i-a închis toate unghiurile lui Rooney. Așa sunteți pe colțul scurt. Mata centrează, iată-l pe Bruma, respingând foarte bine. Și Valencia periculos acolo, spațiu pentru Valencia, pasează la Rooney. Cred că am văzut poarta ceva mai la stânga. Ocazii, două ocazii consecutive ratate de Wayne Rooney ale Diavolilor Roșii. Dar nu este nimic, pentru că noi putem reveni și putem da o replică foarte tare cu un gol chiar la faza asta. Asta e gol. Bruma face preluare foarte bună, dar a fost oprit de Rafael. Periculos Rooney acolo, dar râpă, oh my fucking god, râpă. Și cu cine pula mea era ăla, dar greșit ca muistu. Râpă a greșit aici, nu, râpă a greșit la golul ăsta care a trecut pe lângă el ca o, nu știu, ca o merdă ce e el. Și, dar și pe lângă pasa care a dat-o, holo, dar ce cu echipele astea care nu putem să le facem deloc față în Liga Campionilor. Și meciul ăsta e tot pe terenul nostru, unde speram să facem ceva mai bun, ceva mai bun. S-a reîntors acasă, dacă putem spune așa. Luke Shaw, periculosul Shaw, centrează acolo și Rooney marchează. Fernando Varela nu vine deloc în forță, pentru că Rooney a fost coșmarul nostru. Și e 2-0 pentru Manchester United. Europa League cred că scrie pe noi, da, Europa League s-ar putea să scrie pe noi. Cât de nașpa, cât de nașpa. Steaua trebuie să revină, trebuie să arate că e echipă mare. Golasă al lui Bruma, care revine în forță. E cu toate că e 2-1. Bruma a marcat golul ăsta care ne aduce, să spun așa, multe speranțe. Bruma excelent a reușit să plaseze balonul cu latul. O execuție care ne amintește de Lucian Sunmărtean în mărțul cu Borussia atunci. Săracul s-a retras și el. Maxim o pasă foarte bună pentru Matei. Gol! 2-2 Matei! Egalează chiar minutul 45. Ce spunea? Matei este baza noastră. Primul său gol al său la Steaua. Unul dintre cele mai importante din carieră, dacă putem să spunem. Dar cât de bun a fost la cap împotriva chiar lui Fellaini. Copac uman, incredibil Matei acolo. Ce a făcut lui Fellaini? A dat gol cu capul între trei fundași al lui United. Și știm că United este o echipă din Anglia care se bazează mult pe duele aeriene. Știm că acolo sunt multe centrări în careurile adverse. Fletcher în flancul drept, Varela îl oprește foarte bine. Corner, băgameș. Corner aici pentru Diavolii Roșii și este periculos, pentru că au jucători înalți, au cine să dea cu capul, mai Rooney. Iată centrarea, câte Fellaini a lovit cu capul, dar pe lângă poartă. A scăpat de ocazia asta mare a celor de la United, a englezilor. Lung acolo, degajează pentru Matei. Autorul golului egalizator, Cosmin Matei, pasează la Prepeliță, cât de simplu l-a făcut acolo pe adversarul său. Prepeliță, o pasă lungă pentru Islam Feru, jucător care vine și el din Premier League. Știe cât de cât cum stau lucrurile pe acolo. Feruz a fost oprit, nu a putut de la Tovlevici. Din nou Maxim, Filip, asta e fază de gol, vă spuneam. Golul lui Mâță, pasa lui Matei foarte bună pentru Maxim. Gol! Este! Maxim marchează minutul 83 și Mâță face debutul. Ce e asta, mă, Mâță? Ce e asta? Sex. Golasul al Maxim, chiar dacă greșise de câteva ori înainte, a reușit excelent să marcheze. O superbă pasă și e 3-2. Ce revenire pentru Steaua, a fost condusă cu două goluri avans. În a doua repriză nu i-a marcat, nu i-a fost singurii care a marcat. United nu a mai marcat, s-a oprit deloc, s-a oprit de tot, a fost oprit incredibil de atacul Stelei, foarte pătrunzător. Bruma
Brumară mi-a pasat balonul, pasă acolo previzibilă care urma pentru Maxim. Gol important și al lui Maxim. Jucătorii noștri au dat goluri care ne-au ajutat foarte mult. Fiecare gol a fost important până la urmă. Bruma, Maxim și cu Matei sunt autorii golurilor. Transferurile noastre de top au dat golurile astea și arată că merită banii, să spun așa. O minge care este în aur, să mai tragem puțin de timp. Iată ce faci, dai mingea la fundaș, întorci la Silviu Nung și apoi degajezi. Sau merge și așa. Știi, trebuie să știi să tragi de timp, orice secundă contează, o minisecundă, cât e mingea aia în aer, contează. Uite, acum am tras de timp. Bruma lansează pe Matei. Ia, haide Matei cu dubla. Hai că vreau să faci dubla. Bă, ce bar al Matei! Cât pe ce? A tremurat căcat un cur, a înghețat căcat un cur acolo lui De Gea. O prepeliță din nou acolo taxat de Juan Mata. Hai arbitre, mai repede. Hai arbitre. O lansare a lui Fellaini, lucrurile se complică acolo. Ce teclin al Latolevici, exact ce vă spuneam. Și Latolevici, gata, victorie, victorie pentru Steaua, care revine în forță și atacă mai departe primăvara Champions League. 3-2 împotriva celor de la Manchester United. Incredibil, da, toate noile transferurile, ce spuneam, a dat gol și Maxina, a treia oară când jucăm noi cu el consecutiv, când este omul meciului, și de la meci la meci a evoluat în notă 8, 8,4 și 8,5, acum suntem pe primul loc, exact așa cum trebuia să fim. Da, și da, Valeriu Lupu cere și el un transfer. Și cu contractele stăm destul de prost, să fim serioși. Să ia să încercăm să mărim contractele jucătorilor. Da, sunt în ultimele 8 luni, chiar și Fernando Varela vrea pe 2 ani și 20.000. Varela, tu o să joci, mă, haide, te rog frumos să accepti aici. Haide, haide și tu. Și tu, Neagu, Neagu vrea pe 2 ani și 4.000. La fel, Cojocaru, 3 ani și 2.000 vrea și el destul de mult. Nu avem bani, nu mai avem bani, asta este, și dacă îl pierdem pe Cojocaru, na, nu-i bani. Oricum o să mai facem bani, bani, nu e problema asta. Da, ce să mai, am reușit să obținem o primă victorie în grupele Ligii Campionilor. Stai să facem echipa, uite la Tolveș nu este selecționat și jucătorii de la echipa noastră, mă, acum să nu selecționezi jucătorii tăi. Joacă Benga ăla, dar ar Benga în el. Ia Chiricheș are și el 77, crește până la 82, eu atât l-am văzut cel mai mult crescând pe Chiricheș. Poate și el să reajungă la Steaua, da, să-l băgăm pe Silviu, care o să joace titular în poarta României, pentru că așa trebuie. Bă, da, Adipopa nu știu pe unde a ajuns, oricum. Alexe a băgat pe Rotariu, pentru că și el trebuie să crească, Dorin Rotariu. Acest, mă, da, Stanciu, ia uite Stanciu, care chiar dacă a fost jucător al nostru, e de la Dinamo, hai să-l băgăm și pe Stanciu. Mamă, Valentin Lazar are 7-7, mâncați-și. Fiu nebun, băi, Lazar 7-7, mă, să scoate, mă, de-aia cu Borceanu ăsta. Nu, sau Nistor, băi, și bagă-l pe Borceanu. Uite, Lazar și Borceanu sunt pe bancă. Ce e asta, mă, frate, mă, joacă Curtean, joacă toți ăștia, Nistor și Curtean. Și nu joacă Borceanu și cu Lazar, uitați și voi, unul dintre cei mai buni jucători ai noștri. Așa, Rotariu. Mulți fundași oricum și la România. Papa are 7-7, băi. Oricum, Gardo și Mățel 7-8. Nu știu de ce să alegi dacă ar fi să faci transfere, da, transferul de-astea. Uite, Lazar 7-7. Ha, și să lăsăm așa. Sunt mulți de selecționați, dar na. Să vedem ce urmează după Dinamo. Meciul la Națională, dar astea sunt friendly, da? Amicale. După aia vor urma meciuri oricum destul de grele și cu CFR și în cupă. Nu mai sunt nici până la transferuri. Oricum, acesta a fost episodul de astăzi. Până data viitoare, eu am fost Ultra. Sayonara!